Bună seara. Este ora 5:55. Le vom da drumul porumbeilor afară pentru antrenament. Porumbeii astăzi și-au făcut baie. Le-am pus apa. Le-am pregătit și mâncarea. Acum le vom deschide cu Nicu și cu... și cu ușa. Dacă s-au pus câțiva pe volieră. Așa, acum vom merge pe scară ca să-i vedem. Am un mascul care are 8 fulgi în aripa dreaptă și din cauza aceea nu zboară. Ceilalți, uitați că deja au plecat. Unul a venit astăzi, adică acesta. A sosit astăzi de la zbor și de aceea e obosit și nu vrea. Voi pune pauză ca să cobor, să pot să-i filmez din grădină. Uitați, acesta este un negru, a fost pierdut și a venit astăzi. Deci o parte de vreo 7 sau 8 bucăți, uitați, s-au separat, restul a tăiat înspre câmp. Deci aceștia nu vor să zboare. O să mă duc să pun și ceasul, să văd care sunt aceștia. Ceilalți au dispărut. După cum puteți vedea, ăștia au venit aici. Sunt 9. Acesta a venit astăzi acasă și a obosit. Se va recupera până săptămâna viitoare, iar săptămâna viitoare va zbura iarăși. Aici avem compartimentul de matcă. După cum puteți vedea, sunt doar masculii. Aici am compartimentul în care țin temelele de la matcă pe timpul iernii. Acela este un pui care mi-a venit de la primul antrenament cu piciorul rupt. Acolo am și o pereche de vâltați, o pereche de albi, iar acei doi albi au pui ăștia doi aici. A lătat.
Așa. Aici e un compartiment cu niște pui. Pui tot de 2018. Stați două secunde că am vrut să vă arăt doi măsculi. Gutul acela din colț și cu acesta sunt fras cu cel care îmi vine de la etapă primul. Sunt fras de din aceiași părinți care sunt super, super buni, cei mai buni porumbei ai mei. Aici am un măscul foarte drag care are ouă cu femela asta. Așa. Iar aici avem cei de la lotul de zbor. Au fost și ei astăzi afară, au făcut baie. Are femeia aceasta, gut aceasta cu alb la ochi. Are normă general, normă viteză.